Sunt Eva Măruță și azi suntem la Opera Română. Azi mama mea are concert, Vis de iarnă, și eu să cânt cu ea. Acum începe uvertura. Ia auziți! Nu cred că ai cum să dai greș cu asemenea melodii cu care ai crescut, pe care le-ai auzit la radio. Trebuie doar să pui suflet, să cânți, să le cânți cu drag și asta se va simți. Iar dacă oamenii din sală vor rezona cu noi, vor cânta și ei. Se va crea așa ceva foarte frumos. Abia aștept. Nu, îmi zic rugăciunea. Scuzați. Vreau să-i spun Andrei că îi urez să fie frumoasă ca vara, bogată ca toamna, caldă la suflet ca vara și așteptată de cei dragi ca primăvara. Am niște emoții cât casa. Foarte. Am transpirat în palmă și ca asta înseamnă că ai emoții foarte mari când transpiri în palmă. Uite! Bună, mami! Ce înseamnă să cânți cu mami pe scenă la Opera Română, să te vadă 1000 de persoane? Înseamnă să tăriști. Uite-ne cum tremurăm aici, avem emoții și sperăm să n-ai nici tu emoții. Atenție, acum vine Andra Măruță, va intra pe scenă. Ești voios, române, să-mi pun.
surprize de Crăciun. Dar nu uita că ești voios, rămâne să fii bun, rămâne să fii bun. E veselie și e când în casa ta. Sunt foarte fericit și încântat și asta trebuie să știți despre mami tău, că din punctul meu de vedere este cel mai complex și glasul cel mai frumos din România. Mulțumesc! Vreau să vă mulțumesc că ați ales să fim împreună în această seară și să ne îndreptăm cu toții gândurile spre bucuria pe care o aduc sărbătorile. Acasă, iubire, familie. Asta înseamnă pentru mine Crăciunul și să primiți colindele noastre care sunt cântate cu foarte mare drag. Deschideți poarta, căci vin păstori să aducă vestea în casa ta. Din cer o rază desparte norii, coboară Domnul lumina sa. Pământul e jos și cer sus, și cerul e sus, pământul e jos, noi îl slăvim pe Hristos. El vine, Jorge s-a îmbrăcat mai frumos ca mine și asta mă deranjează. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow.
let's know. Este timpul să invit în scenă primul invitat să mi se alăture. Așadar, vreau să vă spun că este un artist foarte talentat, un tătic dedicat. A lansat foarte multe piese, a jucat în musicaluri, a dublat voci pentru desene animate. Așadar, merită toate aplauzele voastre, Jorge! Bună seara, dragilor! Bine ai venit! It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll keep going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Fire is slowly dying, and my tear is still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Is la dance? Doamnelor și domnilor, e momentul să aplaudăm această comoară națională, Andra. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, oh, but as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Ce voce minunată! Ce om minunat! Mulțumesc foarte mult, Andra! Jorge! Sărbători fericite și la mulți ani tuturor celor care poartă numele astăzi și sărbătoriți. Aplauze pentru Andrei Tudor! Da? Și pentru Orchestra Simfonică București. Mulțumesc foarte mult! Sărbători fericite! Îți mulțumesc tare mult, Jorge! Ah, ce frumos! Îmi place, îmi place ce se întâmplă, îmi place... M-a întrebat cineva înainte să intru pe scenă dacă am emoții. Și am spus că de fiecare dată am emoții. Dar emoțiile astea mă ajută să cânt cu mai mult patos. Mai ales colindele trebuie cântate așa. Vă mulțumesc! Am făcut o mică mărturisire. Asta nu era în plan.
glistening. Children, listen to him. Sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white. Is me. Așa că este cea mai frumoasă perioadă anului. Avem foarte multe sărbători, dar parcă această sărbătoare vine cu ceva în plus, cu aceste tradiții de a colinda, cu fiecare familie, sigur, are alte tradiții, dar sper că toată lumea colindă. Sau cel puțin în această seară să colindați cu noi. Hai, ți-i dăm drumul. Jingle belling and everyone telling you be a good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to go. It's the happiest season of all. So soaring and hearts will be glowing when love is on here. It's the most wonderful time of the is long, long ago.
Țin pumnii Andrei, că de fapt e despre Andra în seara asta și despre spectacolul ei și din ce văd este superb. Doamne, ce frumoase sunt melodiile astea. Nu mă pot decide care îmi place mai mult. Toate mi se par speciale, frumoase. Și invitații mei, nu vă mai spun, dar chiar mai mult urmează să intre în scenă una din vocile care ne-a făcut să iubim 10 de refrene. Dan Bittmann! Bună seara! Bună seara! Seara! Mă scuzească că vă deranjez! It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes and glow. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hobbling boots and a pistol that shoots is the wish of Bonnie and Ben. Dogs that will talk and will go for a walk is the hope for Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start. It's beginning to look like Christmas everywhere you go. There's a tree in a grand hotel, one in the park as well. It's sturdy, that's the kind of mother's snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the tune that we make them ring is the carol that you see right within your. Is the carol that you sing within your heart. Beginning to look like Christmas. 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 Christmas, adică Crăciun. Adică Dan, domnul Dan Bittmann a cântat cu mine. Mulțumesc din suflet, mulțumesc pentru invitație și sărbători fericite tuturor. Un an mai bun. Mulțumesc frumos! Doamne ajută, mă bucur că ai acceptat invitația mea. Data viitoare trebuie să cântăm cel puțin 2 piese. Dragii mei, vreau să vă spun că avem cu toții așa această imagine a Crăciunului perfect, în care suntem alături de rude, de familie, de cei dragi. Mă și emoționez în jurul bradului. Ascultăm colinde, miroase în casă a cozonaci, a portocale, cel puțin așa mi-amintesc eu din copilărie. Așa e și la voi? Dar, din păcate, sunt foarte mulți, foarte mulți români plecați în alte țări și nu reușesc de fiecare dată să ajungă acasă la ei lor, să petreacă sărbătorile alături de familie. Așa că, dacă îmi permiteți, aș vrea să dedic următorul cântec tuturor românilor din diasporă. Vin acasă de Crăciun.
albastră și e mai frumoasă, fiindcă mâine de Crăciun mă întorc la noi acasă. Mă colindă zborul de amintiri și doruri, nu mai e decât o zi și lângă voi din nou voi fi în acasă de Crăciun. Clipa o visez de mult, vreau colinde ca la noi, lângă voi să le ascult din acasă. Casele sumise, sobele aprinse, focuri albe către ceruri încet ca-n vise. Și ca într-o carte de povești uitate, lumea pare că ar fi un loc de basme de copii. Promit că acest colind este cunoscut de toată lumea, sau cel puțin așa cred eu. O ce veste minunată! Toată lumea știe, nu? E perfect! O ce veste viflaim se arată, cerul strălucea, îngerii veneau pe o rază curată. E rândul vostru. Mulțumesc!
Mulțumim! Poate nu știați, dar următorul meu invitat a debutat pe scenă ca și mine, când era copil. Cervul de Aur Junior, Mamaia Copiilor, Românii Au Talent și astăzi l-am invitat să cânte alături de mine. Așadar vreau să-l primiți cu aplauze pe Mario Fresh! Bună seara, bine am găsit! Bine ai venit! Haideți să dăm un pic! Soon go now on Christmas Day. Yeah, yeah, yeah. Riding his golden sleigh, Santa is coming now on Christmas Day. Yeah. I wish you a merry, merry Christmas, everyone. The holidays have begun. I wish you a merry, merry Christmas, everyone. You and you and you and you. It's coming, it's coming, it's coming to town. It's coming, it's coming, Santa. It's coming, it's coming, it's coming to town. Santa. Parents and kids and friends, we're all together. Around the Christmas tree, Santa, we're waiting for you. A merry, merry Christmas, everyone. The holidays have begun. I wish you a merry, merry Christmas, everyone. To you and you and you and you. I wish you a merry, merry, merry Christmas, everyone. The holidays have begun. I wish you a împreună cu noi. Merry, merry Christmas, everyone. Hey, yeah, 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 yeah. I wish you a merry, merry Christmas, everyone. To you and you. Sărbători fericite tuturor! Vă pup! Mulțumesc mult de tot! O seară frumoasă! Mario Fresh! Ați observat că a venit Mario și eu am avut altfel de dans. Am făcut și eu așa. Hey! Hey! Wish you a merry! Deși am revenit. Bună seara! Seara e mai frumoasă, versuri dintr-un cântec vechi, parcă le aud dintr-o altă iană de demon. Din ceruri ninge
Și entuziasmată și emoționată și foarte bucuroasă. De ce ai? Să cânt cu mama. Cum? Că o să cânt cu mama, nu neapărat la Opera Română, să știi. Dar de ce ai emoții? De ce am emoții? Pentru că e un moment magic. Să cânți colinde în locul ăsta, în această perioadă. Știi că... Ți-ți plac colindele? Mult. Și când cânți colinde, așa te gândești la Moș Crăciun, cu mine îl să-ți ca două, da? Da. E așa sunt și eu, că când colinte mi-amintesc de copilăria mea și a fost tare frumoasă. Și de-aia mă emoționez. Continuăm? Da. Așa zic să facem, nu de alta, dar urmează să intre în scenă o femeie pe care o admir foarte mult. Ba chiar mai mult, eu îi spun că e de trei ori femeie. E modestă, dar are foarte multe talente și are o energie extraordinară. Vă mărturisesc că mă simt apropiată de ea sufletește, pentru că și avem multe în comun. Amândouă iubim muzica, televiziunea și suntem împlinite de familie. Așadar, doamnelor și domnilor, în aplauzele voastre, Adela Popescu! Bine ai venit! Bine te-am găsit! Bună seara! Și are și trei copii și arată atât de bine. Ei m-au îngrășat, ei mă slăbesc. Stai liniștită în fiecare zi. Eram eu mică la Șușani și cântam colinde și nu mi-aș fi imaginat niciodată că o să ajung în acest moment alături de tine. Și de dimineață chiar m-a sunat tatăl meu și m-a întrebat ce mi-a adus Moș Nicolae. Și am zis, cum ce?
Să cânt cu Andra. Și a zis, da, ăsta da cadou. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Dacă punem așa problema, promis să mă chem în fiecare an. Să aveți o seară minunată și sărbători fericite. Adela Popescu! Acum aș vrea, dragilor, să vă las în compania colegilor mei să continue magia cu un cântec cântat de ei. Ce ziceți? Dar nu se poate fără aplauze, fără iubire, nu se poate. E, altfel o să fie acum, vă promit. Vă iubesc, dragilor. Uh-huh.
cum a fost? E un public ceva, hai să vezi, e ceva wow, 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 wow. E foarte frumos. Se aud colinde
sună până zori. Sună frumos când ești cu orchestra, e altfel decât când ești doar cu trupa ta. E aproape, nu știu cum să zic. Câteodată sună atât de bine încât îmi vine să mă opresc, văd dacă sunt chiar eu. Acum aș vrea să invit în scenă o invitată specială care a bătut cale lungă, drum lung să ajungă, deși ea e de aici, din România, dar vine direct din țara lui Moș Crăciun, din Finlanda. Nu știu cât de dor este ei de noi, dar nouă ne este dor de ea tot timpul și de vocea ei superbă. Narcisa Suciu! Bună seara! Anis sau nu, acasă pe la noi, eu știu ce mult mă așteptați și voi. Aș vrea să stăm la gura sobeia, să-mi dați un vis și-o poveste, da. În buzunar cadoul vi-l păstrez, când voi veni sub brață vi-l așez și parcă parfum de cozonaci. Vă văd zâmbind lângă toți cei dragi și visez acasă să ajung, dar până la noi drumul este lung. Și stau în tren și în imagine,
Vă mulțumesc mult! Nu întâmplător am cântat acest cântec cu tine. Se și potrivește, vii de departe, ai plecat... Nu mi-am mintit. Nu mi-am mintit. De câte ori mă întorc acasă, am senzația că n-am plecat niciodată și că s-a întâmplat ceva. Știți, Bobby, a avut un vis. Să știi că al doilea motiv era că ți se potrivește vocea asta caldă pe acest cântec cald scris de Andrei Tudor. Și este și melodia care dă titlul acestui turneu. Dar eu nu las pe Narcisa să plece. Nu lăsăm, nu? Am bătut atâta drum și să cântăm numai o melodie. Hai să mai cântăm. Sper că nu. Deschide ușa creștine, dar vreau să cântați cu noi. Ajutor, da. Așa. Ia uitați-vă. Vă rog, ești inima mea, Narcisa Suciu. Niciodată nu mă înșeală chestia asta. Dacă îmi place o voce foarte mult, uite, se face piele de găină.
Vă mulțumesc, vocea, sărbători fericite tuturor. Vocea transmite și cum este omul. Ea este la fel de sensibilă și bună cum e vocea ei, Narcisa Suciu. Te iubesc, nu, ce să fac, mai zic. Și eu. Bună, fetelor! Bună! Vi l-am prezentat? Izabela Simion. Zoe Flavia. Mihaela Mihailescu.
I love you, Jesus. I love you, Jesus. Foarte frumos. Andrei, tu ai dat mâna cu Marius Filip? Eu dau mâna cu tine. Ce frumos! Echipa de vis de iarnă. Ei sunt. Cătălin Oprițoi, vreau să te ridici în picioare, vreau să te aplaude lumea. El conduce Orchestra Simfonică București și vreau să-i mulțumesc pentru toată prietenia și susținerea. Sunteți minunați, fiecare în parte. Parcă a făcut casting de cei mai talentați, dar și cei mai sufletiști. Oamenii frumoși se atrag. Așa că de asta ne-am adunat aici cu toți, adică și eu sunt frumoasă. Totdeauna când spui da, da, și ți-e teamă de ceva și îți vine să zici, mă, dar parcă nu trebuie să mai spui nu. Trebuie să-i spui da. Așadar cântați cu mine? Da! Din Bulgaria? Nu? Da? A, da, da? Pă din cap că da. Da, e bine. Așa, și aici, e aici. Nu de alta, dar urmează o melodie. Doamne! Say Yes, îi spune. E o piesă gospel și mi-am dorit foarte mult să o cântăm. Haideți! Jesus said yes, nobody can say no. Jesus said yes.
than no man close. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. Chiar după două piese sau după 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dar toți sunt emoționată. Vreau să vă spun că următoarea mea invitată, deși este de atâta timp pe scenă, când am sunat-o să o invit, când i-am spus că îmi doresc să cântăm din nou împreună, mi-a spus că a așteptat această invitație cum așteaptă copiii cadourile de la Moș Crăciun. Mai zic ceva. Eu oricum o iubesc, o respect și mă bucur de fiecare dată când îmi este alături. În aplauzele voastre și în toată admirația mea și sper și a voastră, Mioara Velicu, mama Mioara! Mioara, bine ai venit! Tu ești cadoul meu de Crăciun. Mulțumesc! Nu, tu ești cadoul meu de Crăciun și sunt extraordinar de emoționată și de fiecare dată când sunt în concert cu tine, am emoții pentru că tu ești numărul unu. Păi, înseamnă că, Doamne, Doamne, ne-a dat voie să fim mai mulți numărul unu, pentru că și tu ești numărul unu. Mulțumesc! Hai să-i dăm drumul, să cântați cu noi, dacă vă doriți și simțiți. Dacă nu, noi vă cântăm oricum. Scoală gazdă din pătut, florile d'albe, cine dă un colăcut, florile, florile d'albe. Că mămuca n-a făcut florile d'albe, să tătea să n-o avut florile, sunt o căpătat florile d'albe, povata li s-o crăpat florile, florile d'albe. T-o sfăghit mama pe tata florile d'albe, de ce s-o crăpat copata florile, florile d'albe.
chioc verde pe masă. Rămâi gazdă sănătoasă și la anul când venim, sănătoși să vă găsim. La anul și la mulți ani, Crăciun fericit! Crăciun fericit! Te iubim, mama Mioara. Și eu și Andra, pentru că mie îmi place să spun prințesa Sisi, dăm voie să-mi împlinesc visul cu adevărat și ca de la bunică la nepot să-l pup pe acest minunat Andrei Tudor. Vreau așa. Ah, uite așa să iasă mama Mioara din scenă. Mama Mioara, te iubim! Cum a fost? Este minunată! A fost extraordinar de emoțional. Vreau să vă mulțumesc. Pentru că sunt cu Andra pe scenă și ea de fiecare dată îmi dă așa o energie și pot să cânt. Sunt emoționată, mă bucur din suflet că am putut face acest minunat vis al meu să se împlinească și să dea Dumnezeu la toți colegii mei să li se întâmple așa ceva. Vreau să vă spun că urmează un cântec pe care abia l-am lansat, un cântec de iarnă. Este special pentru că este în premieră, aici cântat. Ați văzut videoclipul pe YouTube? Dacă nu l-ați văzut, să vă uitați pe canalul meu de YouTube, Andra. Da? E un videoclip foarte frumos în care apare și familia mea. Vorbesc de copiii mei și de soțul meu și familia mea de acasă, de la Câmpia Turzii, părinții mei și aproape toți frații mei. Să vă uitați să-l vedeți. Și vă spuneam că e special cântecul acesta pentru că este compus de colega mea, Flavia Zoe, pe care vreau să o aplaudați. Ea a compus și melodia pas cu pas. Trebuia să spun și asta. Hai să cântăm cântecul ăsta împreună. Hai! Ninge anul ăsta de Crăciun? Sperăm! Saburite și un nasuc acolo în colț se lipește de fereastră să ne amuzăm prin casă. Căutăm cu toții rețete, vrem să ne distrăm nespus. Între timp se aude tata, bradul nostru a ajuns. A ajuns exact la timp ca să-l împodobim. Dar oare ninge anul ăsta de Crăciun? Și mirosul ieri de pe drum, cerul m-a surprinde de Crăciun. Dacă fulgi de zăpadă ar lăsa la mine în palmă de Crăciun. Tradiții de-altă dată, cozonaci nu s-ar coace de n-ați colindat odată. Dar să-i plină iar de oaspeți și tot ce contează acum e magia ce se ștele chiar în seara pe ajun. Și cu sufletul curat ascultăm ce-ați colindat. Dacă fulgi de zăpadă ar dansa la
Vă spun sincer, la fiecare melodie am avut o emoție aparte, era diferită în funcție de melodie. Iată, melodia asta mi-a dat mai multe emoții știind că Flavia este emoționată, am simțit și eu emoția ei. E, următorul moment este cel mai greu pentru mine ca și mamă, deja îmi vine să plâng. Trebuie să mă adun. Acest spectacol se numește Vis de iarnă. Și aș vrea să vă spun despre visul meu, marele meu vis. Mi-am dorit să am copii care să iubească muzica, dacă nu la fel de mult ca mine, măcar puțin. Dar Dumnezeu a fost generos. Și mi-a dat doi copii minunați, sănătoși și care sunt pasionați de muzică. David cântă la chitară, face beatbox. Iar Eva este invitata mea astăzi să cânte alături de mine. Aș vrea să o primiți cu toată dragostea voastră. Bună, bună seara! Seara! Ești pregătită? Da. Întreabă oameni, ce mai faceți? Cum vă simțiți? Vrei? Vrei sau vrei să le cântăm direct? Vreau să le cântăm. Perfect. Christmas tree, and I wait all night till Santa comes to wake me from my dreams. Oh, why is that Christmas to me? I see the children play outside like angels in the snow. Will mom and daddy share a kiss under the mistletoe? And we cherish all the simple things wherever we may be. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. I'm hanging all the stockings by the Christmas tree.
fireplace is burning bright, shining all on me. I see the presents underneath the good old Christmas tree. And I wait all night till Santa comes to wake me from my dreams. Oh, why? That's Christmas to me. Oh, why? Cause that's Christmas to me. Pe mamăruță! Eva, m-ai urcat cu mine pe scenă când avea 4 ani, acum are 7 ani și suntem pe aceeași scenă de la Opera Română. Practic are primul ei turneu la 7 ani alături de mami. Acum vă spun sincer, vă mărturisesc, sper ca și ea să mă invite la concertele ei în curând. Mai cântăm? Da! Perfect! Dar avem nevoie de ceva, nu? De ritmul vostru, de palmele voastre, să cântați cu noi și să țineți ritmul cu noi. Haide!
lângă mami, trebuie să-ți primești toate aplauzele. Și uite cine vine. Cântăm. Mulțumim mult, noi nu o să cântăm, doar am adus flori. Nu o să cântați, dar măcar o poză să facem împreună aici pe scenă. Hai, hai. Vreau să știți că n-aș putea să fiu aici fără susținerea lor. Hai să fie tot așa cu voie bună! Feliz Navidad! Crăciun fericit tuturor! Să aveți parte de cele mai frumoase sărbători alături de cei dragi! Vă iubesc și vă mulțumesc pentru încrederea voastră! Feliz Navidad! Crăciun fericit! Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Crăciun fericit, Crăciun fericit, Crăciun fericit, să fiți alături de toată familia și de cei care vă iubesc sincer. We wanna wish you a Merry Christmas, we wanna wish you a Merry Christmas, we wanna wish you a Merry Christmas from the bottom. Mulțumesc din suflet pentru toată susținerea și prietenia voastră. V-am spus? Culto, Forever Diamonds. N-am putut să nu zic. Te iubesc, mulțumesc. Vă mulțumesc din toată inima pentru toată încrederea. Bine, nu vrem să vă ținem așa în picioare. Vă mai cântăm ceva acum, ne-am făcut semn. Hai să le mai cântăm ceva. Nu? Noi doi? Perfect, vă rog.
Așa. Știți imaginile acelea cu un pian foarte mare și o doamnă care se așează așa pe pian? Întotdeauna mi-am dorit. Uite, nu se poate. E prea mic pianul. Bun. Jesus says, nobody can say no. Jesus says, nobody
cu noi, hai cu toba. Ia să. Jesus.